Această seară vom studia capitolul 13 din Mărturisirea de Credință despre sfințire sau despre sanctificare, cum se mai numește. Tata avea o vorbă, zicea că când nu ești pregătit să nu le spui la frați, că își dau ei seama. Dar eu trebuie să mă mărturisesc că zilele trecute au fost foarte, foarte pline și ca atare în seara aceasta timpul de pregătire va reflecta probabil și în lungimea expunerii, dar asta poate fi un lucru bun, cum zicea fratele Andrei, poate avea mai mult timp de discuții. Sau poate lipsa de pregătire va reflecta într-o expunere foarte lungă, da? Când n-ai nimic de spui, vorbești foarte, foarte mult ca să acoperi lucrul acesta. Dar eu vreau să fiu succint și în orele care le-am avut la dispoziție vreau să împărtășesc cu dumneavoastră lucrurile asupra care eu am putut să am un timp de reflecție, de meditare și să subliniem niște lucruri din Mărturisirea de Credință și până la urmă din Scriptură. Asta este scopul, Mărturisirea de Credință trebuie să ne îndrepte înspre Scriptură și să fim întăriți în omul nostru din lăuntru ca să progresăm, să perseverăm pe drumul acesta al sfințirii. Da? Mărturisirea începe în felul următor. Face o afirmație despre cei care sunt vizați de această doctrină, și anume aceia care sunt uniți cu Hristos. Leagă doctrina sfințirii, doctrina sanctificării progresive, cu doctrina unirii noastre cu Hristos. Unirea noastră cu Hristos care poate fi pusă sub multe alte denumiri. Da? Miercuria trecută, în absența mea, ați studiat despre înfierea noastră, faptul că am fost înfiați. În alte locuri Biblia vorbește despre răscumpărarea noastră, în alte locuri Biblia vorbește despre felul în care am fost altoiți în Hristos. Dacă ne uităm, de exemplu, în Ioan, vedem această metaforă. Dar, în cele din urmă, Biblia ne spune că scopul lucrării acesteia de răscumpărare a lui Dumnezeu este să ne răscumpere, să ne scoată, să ne taie din lume și să ne unească, să ne facă una cu Hristos. Să fim mădulare în trupul lui Hristos. Da? Să fim pietre vii în biserica Domnului Iisus Hristos. Ca tare, dacă faci parte din Hristos, dacă ești unit, ești una cu Hristos, atunci această doctrină a sfințirii progresivă te vizează pe tine. Dacă nu faci parte din Hristos, învățătura într-un fel despre învățătura despre sfințirea progresivă nu va avea niciun avantaj pentru tine decât să te îndrepte înapoi înspre Hristos, să te îndrepte înapoi înspre cel care poate rezolva prima problemă, cea a justificării, a faptului că Dumnezeu te vede așa cum ești, așa cum este orice om nedrept și păcătos. Dacă ne întrebăm cum funcționează această unire și am studiat, am putea să vedem acest paralel care este făcut și să ne întrebăm, omul firesc, omul natural, este și el considerat una sau unit cu cineva? Cu cine ne spune Biblia că este unit sau din cine provine omul natural? Cine este reprezentantul lui? Cu? Diavolul. Cu diavolul, dar nu spune că suntem una cu diavolul. Suntem cu Adam. El este reprezentantul nostru. Da? Și am învățat felul în care suntem considerați una cu Adam. Da? Într-adevăr, spune Biblia că suntem și fii ai satanei, când suntem în starea noastră naturală, nu noi cei răscumpărați. Cum ne arată Biblia și cum am studiat noi că suntem considerați una, uniți cu Adam? Sunt două moduri în care am văzut că Biblia ne învață că suntem una cu Adam. Puteți folosi terminologia dumneavoastră, nu trebuie să rețineți termenii, dar sunt două moduri diferite, distincte, prin care ni se arată că suntem una cu Adam, ne tragem din Adam și suntem reprezentați din Adam. Da? Două moduri. Cine îmi poate da unul dintre ele? Unul dintre răspunsuri l-am menționat în întrebare. Așa, dar de ce? Că el e prototipul nostru, e primul
Așa. Ne tragem cum? Așa, deci primul fel este, unul dintre feluri este natural, da? Suntem una cu Adam în mod natural sau firesc sau prin faptul că toată omenirea până la urmă s-a născut din el, genetic. În el, într-un fel, într-un sens, eram noi toți. Și în al doilea sens, în mod reprezentativ, în mod federal, prin faptul că Dumnezeu l-a desemnat pe Adam ca și primul om creat, un cap al umanității. El ne-a reprezentat pe noi. El n-a fost doar din punct de vedere genetic, biologic, reprezentantul nostru. El a fost și federal și din punct de vedere legal, reprezentantul nostru. Ca tare, când Adam a păcătuit, noi am păcătuit. Da? Când Adam a fost judecat, noi am fost judecați. Și în felul acesta, toți oamenii, toți descendenții lui Adam, sunt într-un fel una cu el, provin din el. Omul duhovnicesc, ne spune Scriptura, așa cum am văzut acum, că este unit cu Hristos, este una cu Hristos. Cum ajungem ca să fim una cu Hristos? Da? Gândiți-vă că este un paralel. Cum ajungem ca să fim una cu Hristos? Care sunt cele două feluri în care suntem una cu Hristos? Așa, da, deci regenerare și... substituire, da? Deci la fel, dacă Adam este capul nostru federal, el ne-a reprezentat, atunci suntem una cu Hristos dacă el ne reprezintă, deci suntem una prin reprezentare și suntem una prin regenerare. Dacă am fost născuți din Adam, evident nu în mod direct, dar pe linia lui Adam, prin procesul biologic care a decurs din Adam, atunci trebuie ca să fim născuți din Hristos. Cum? Prin nașterea din nou, printr-o naștere duhovnicească. Mărturisirea de credință spune că aceștia care sunt uniți cu Hristos sunt aceia care au fost chemați eficace, care au fost regenerați și care au o nouă inimă și un nou duh creat în ei. Altfel spus, toți aceia pe care Dumnezeu i-a ales din veșnicie, i-a chemat din veșnicie, i-a justificat din veșnicie și apoi a aplicat această justificare în viața lor prin regenerare, da? Prin regenerare ca să facă parte din ea, să beneficieze de ea. Și mărturisirea ne spune că temelia unirii noastre cu Hristos, adică acel lucru în bază la care și în care în mod practic s-a realizat tot acest proces, temelia legală și apoi și din punct de vedere practic, realizarea acestor realități, temelia este moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă ne gândim la toată lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare, din decizia de mântuire din eternitate, alegerea eternă, necondiționată, prin care Dumnezeu Tatăl a ales ca să mântuie anumiți oameni, nu pentru vreun merit de-a lor, nu pentru că ei au decis ceva, nu pentru că sunt mai buni sau mai deștepți decât alții, ci în harul său nemărginit, după buna plăcere a voii sale, ca să-și arate slava lui, a ales să mântuie în ciuda răzvrătirii noastre, în ciuda păcatului nostru, începând de acolo și până în ultima etapă a planului de mântuire, și anume a glorificării noastre, în care vom fi ca și Hristos, vom fi în trupuri glorificate, vom fi pentru veșnicie, fără păcat, fără posibilitate de păcat. Dacă ne uităm la tot acest plan, din eternitate în eternitate, există o convergență în crucea Domnului Iisus Hristos. Toate aceste lucruri sunt posibile doar datorită crucei Domnului Iisus Hristos și se împlinesc în crucea Domnului Iisus Hristos. Altfel spus, Dumnezeu Tatăl poate, și folosesc cu ghilimele cuvântul acesta, să aleagă indivizi care să-i mântuie datorită crucei Domnului Iisus Hristos. Da? Dumnezeu poate să ierte oameni care nu merită să fie iertați datorită crucii Domnului Iisus Hristos. Pentru că în decizia de iertare este cuprinsă decizia sacrificiului mielului. Da? Și vedem o preînscenare în eternitate a mielului înjugheat, a mielului sacrificat. Și în baza crucii Domnului Iisus Hristos se poate da acest decret și Dumnezeu să
considere sau să decreteze că va ierta niște oameni vinovați și el să rămână nevinovat și el să rămână drept. Da? În crucea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos cumpără toate beneficiile care cei răscumpărați le au. Cumpără înfierea, cumpără regenerarea, cumpără răscumpărarea, cumpără perseverența, cumpără absolut tot. El plătește cu prețul sângelui său tot ceea ce ni se dă în mod gratuit. Dar crucea este punctul convergent, punctul în care toată istoria, ba mai mult, poate chiar și toată eternitatea, până la urmă, dacă ne gândim, spre care privește, spre care privesc absolut toate lucrurile. Fără cruce, fără jertfa Domnului Iisus Hristos, mântuirea noastră, iertarea noastră și declarativă, justificarea noastră, Dumnezeu n-ar fi putut să privească la tine și să spună iertat, neprihănit, da? Și practic, nașterea ta din nou, faptele tale bune care au fost pregătite pentru tine înainte ca tu să umbli în ele, perseverarea ta, absolut tot n-ar fi fost posibil dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi plătit pentru ele. Lucrul acesta ar trebui întotdeauna să fie în gândul nostru și când ne uităm la viața noastră de credință, când ne uităm la realitatea credinței noastre, când ne uităm la creșterea noastră spirituală, când ne uităm chiar și la zbaterile noastre, falimentele noastre din care ne ridică Dumnezeu, să ținem minte foarte bine că toate acestea sunt datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Toate acestea, da? Absolut toate acestea provin din jertfa Domnului Iisus Hristos, da? Bun, ce anume realizează sau produce această uniune cu Hristos? Sunt două aspecte care sunt produse, care vizează cumva studiul nostru. Primul este așa numită sfințenia obiectivă sau sfințenia declarativă, sau noi am mai studiat lucrul acesta sub ideea de justificare, prin care suntem socotiți neprihăniți, da? Suntem socotiți neprihăniți. Asta spune Biblia despre noi, cei care am fost uniți cu Hristos prin moartea și învierea Lui. Cine poate spune, cine ține minte, ce înseamnă, ce am învățat că înseamnă a fi socotit neprihănit prin Hristos? Două aspecte, da? Vă dau anumite indicii să fie mai ușor. Așa. Și înainte ca neprihănirea Domnului Iisus Hristos să fie imputată nouă, ce trebuie să se întâmple? Corect. Deci cele două aspecte, da, negativ și pozitiv, dacă vreți să le gândiți să fie mai ușor. Primul este că avem păcatele iertate. Adică ni se impută moartea Domnului Iisus Hristos, care a fost plata pentru păcate. Hristos n-a avut niciun păcat al Lui, Hristos n-a meritat ca să moară și totuși El, care era desăvârșit, a plătit cu moartea unui păcătos. De ce? Ca să plătească prețul morții, prețul păcatului, ca acel preț să fie creditat nouă și noi să avem păcatele iertate. Tot ceea ce trebuia noi să suferim, El a suferit. Și în al doilea rând, ca să avem neprihănirea Lui atribuită noastră. Asta este imputarea vieții Domnului Iisus Hristos. Atunci când Dumnezeu se uită la noi, nu se uită la noi doar ca și niște oameni neutri. Se uită la mine și spune: Mihai, da, într-adevăr, el a păcătuit toată viața lui, dar toate păcatele lui sunt iertate. Ca tare îl marchez în catalog cu un zero. Da? N-are nici bine, nici rău. Nu! Dumnezeu se uită la mine și spune: păcătosul acesta are toate păcatele iertate și are toată viața Domnului Iisus Hristos creditată lui prin credință. El se uită la mine și își găsește aceeași plăcere care și-o găsește în neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Deci Biblia spune că cel care n-avea niciun păcat a fost făcut păcat ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu, da? Deci ambele aspecte sunt imputate noastră, nouă. Moartea Domnului Iisus Hristos, care șterge păcatul, da? Și viața Domnului Iisus Hristos, care ni se creditează acea viață perfectă, care noi eram datori să o trăim. Legea ne spune că trebuie să avem o ascultare desăvârșită,
Orice legea spune să facem, noi suntem datori să facem. Orice legea spune să nu facem, noi suntem datori să nu facem. Mântuirea nu ar putea fi realizată prin lege, nu că s-ar putea să se realizeze prin lege, doar prin faptul că n-am face tot ceea ce legea ne-a spus să nu facem. Trebuie să și facem tot ceea ce legea ne-a spus să facem. Și Hristos a făcut tot ceea ce legea a poruncit, tot ceea ce a cerut Tatăl, da? Și totuși a plătit pentru plata păcatului. Și ambele aspecte sunt transferate, sunt imputate nouă, prin credință. Și dacă noi suntem una cu Hristos, dacă noi suntem una cu Hristos, avem aceste beneficii. Fără a fi uniți cu Hristos, fără a fi una cu Hristos, fără a avea neprihănirea Lui, iertarea păcatelor și tot ceea ce Hristos a cumpărat pentru noi, sfințirea practică și sfințirea pozițională nu este posibilă. În Ioan 15:5, Domnul Iisus Hristos spune: Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Da? Nimic nu este posibil fără Iisus Hristos. Fără uniunea cu El, nimic nu este posibil. Nu putem crede, nu putem face fapte bune, nu putem ca să creștem în sfințenie, nu putem face absolut nimic. Da? Cheia necesară pentru toate aceste lucruri este uniunea cu Domnul Iisus Hristos. Fără să fim întâi declarați sfinți prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, fără să fim făcuți părtași prin chemarea nașterii din nou la o nouă natură duhovnicească, este imposibil să discutăm despre sfințire. Dacă n-ai fost făcut una cu Hristos, dacă nu ai o viață nouă în Hristos, dacă nu ți s-a imputat, transferat neprihănirea Domnului Iisus Hristos, dacă n-ai păcatele tale iertate, dacă n-ai suflare nouă duhovnicească, nu putem discuta despre progres în sfințire. Da? Sunt foarte mulți oameni care se zbat, din păcate, se zbat în biserici evanghelice și de alte nuanțe și etichete să crească în sfințenie. Problema este că ei n-au fost vreodată uniți cu Hristos. Ei n-au fost vreodată născuți din nou, iertați, declarați sfinți pozițional și ei n-au în ce să crească. Ei se luptă pentru o moralitate externă. Ei vor ca să adere standardului bisericii. Ei vor ca să adere standardului conștiinței lor. Să poată culca seara și să spune: astăzi am fost bun. Astăzi eu pot spune despre mine că sunt ok. Problema este că Dumnezeu n-a spus vreodată despre ei că sunt ok, că sfinți, că sunt drepți, că sunt iertați. Prima noastră întrebare la care trebuie să răspundem înainte să ne uităm la procesul de a crește în sfințire, în viața noastră de credință, este dacă suntem credincioși, dacă suntem născuți din nou, dacă suntem declarați sfinți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și doar apoi putem vorbi despre procesul de sfințire progresiv. Al doilea aspect, cum ziceam, este sfințenia subiectivă. Primul este sfințenia obiectivă sau declarativă, prin care Dumnezeu ne declară sfinți. Da? Și al doilea este cea subiectivă, prin care este o sfințenie practică lucrată. Mărturisirea spune în felul următor: mai mult ei, adică cei care sunt uniți cu Hristos, da? Mai mult ei sunt de asemenea sfințiți în mod real și personal, în mod real și personal. Efeseni capitolul 1 cu versetul 4, Apostolul Pavel ne spune care este scopul și ce produce această lucrare a lui Dumnezeu de răscumpărare care vine prin alegerea lui Dumnezeu, prin uniunea noastră cu Hristos, prin moartea lui la cruce și așa mai departe. Și el spune în felul următor: în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui în dragoste. Dumnezeu ne arată că alegerea noastră, uniunea noastră cu Hristos, prin moartea și învierea Sa și aplicarea ei prin nașterea din nou, nu a avut doar un scop să ne declare sfinți, ci a avut ca și scop ca în mod real să trăim sfințenia, să îndeplinim sfințenia. În Roman 6:22, Apostolul Pavel ne spune în felul următor: însă
acum fiind eliberați de păcat și devenind sclavi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Rodul justificării, rodul eliberării de sub păcat, rodul unirii cu Hristos este sfințirea, da? Și sfârșitul unei vieți de credință este viața veșnică. Cum se întâmplă această sfințire practică? Cum se produce ea? Prin ce mecanisme? Datorită la ce se realizează ea? Mărturisirea spune în felul următor: prin aceleași mijloace. Deci această sfințire subiectivă, practică, progresivă, se manifestă, se produce prin aceleași mijloace cu cea obiectivă, cu cea declarativă. Când mărturisirea se referă la aceleași mijloace, se referă la, la același mijloc prin care uniunea noastră a fost realizată, adică la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Nimic din sfințirea ta progresivă nu s-ar putea realiza fără această realitate. Dacă Hristos n-a murit pentru tine, nu poți progresa în sfințenie, da? Și prin aceleași mijloace prin care acea uniune a fost aplicată în viața ta. Altfel spus, prin cuvântul său și prin Duhul Sfânt care locuiește în ei, spune mărturisirea, da? Mântuirea știm din Sfintele Scripturi că este prin credință și credința vine prin auzirea cuvântului și această credință prin auzirea cuvântului este lucrată în noi de Duhul Sfânt, care Biblia ne arată nu doar că lucrează credința și regenerarea și apoi ne părăsește și ne lasă pe cont propriu, ci ne spune că locuiește în credincios și este arvuna, adică garanția, da? Arvuna este acel lucru care, dacă semnezi un contract cu cineva ca să cumperi ceva și zici: am să vin mâine ca să plătesc, să achit ce trebuie achitat, și el zice: ce garanție am? Și tu zici: îți dau o arvună, îți dau ceva de așa mare valoare încât ar fi imposibil, ar fi absurd ca să nu vin să încheie această tranzacție, da? Și dai acel obiect, acel bun, și atunci omul doarme liniștit pentru că el știe că tu vei respecta contractul. În acest caz a mântuirii noastre, ne spune Sfânta Scriptură că arvuna care noi am primit-o ca și garanție este Duhul Sfânt. Dumnezeu garantează cu El, pur și simplu, și spune: eu, Dumnezeu, voi fi garanția voastră. Mai mult decât atât, într-un superlativ, arvuna aceasta este pusă în noi și suntem pecetluiți, da? Gândiți-vă la o pecete regală. Când se comunica ceva oficial, se scria acea scrisoare din partea împăratului, se făcea într-un sul, se lua ceară, se sigila acel sul și se punea inelul împăratului și era o pecete acolo care pecetluia că ceea ce s-a promis în acea scrisoare vine din partea împăratului. Da? Și Dumnezeu este așa de bun cu noi încât ne dă această arvună și această pecete care este Duhul Sfânt, încât avem toată garanția că ceea ce El a început duce la bun sfârșit. Și interesant este că oamenii încă au dubii. Mi se pare urât din partea credincioșilor să pună sub semnul întrebării seriozitatea lui Dumnezeu când El a promis și El a garantat cu Duhul Sfânt că ceea ce a început duce la bun sfârșit. Deci aceeași temelie legală și aceleași resurse care provin din jertfa Domnului Iisus Hristos, din viața și din moartea Lui, sunt în joc aici la aplicarea sfințeniei practice. Același sacrificiu și același izvor de bogăție a Harului Dumnezeu din jertfa Domnului Iisus Hristos, care ne-a declarat sfinți, acum să revarsă peste noi ca să ne facă sfinți, ca să ne transforme în fiecare zi, să devenim din ce în ce mai sfinți. Altfel spus, putem să vedem că există etape ale sfințirii. Întâi există etapa incipientă a nașterii, prin care suntem declarați sfinți și primul efect este că există o scoatere de sub robia păcatului. Mărturisirea spune în felul următor: puterea fiecărei părți din trupul de păcat este distrusă. Asta se întâmplă
când prin nașterea din nou este aplicată hotărârea lui Dumnezeu de iertare în viața noastră, prin chemarea eficientă a Duhului Sfânt și prin producerea nașterii din nou care ne incapacitează să răspundem. Noi de aia putem ca să răspundem la chemarea generală a Evangheliei, pentru că atunci când Dumnezeu ne cheamă în mod specific, este cum îl cheamă pe Lazar din mormânt. Când a zis, Lazar ieși afară, n-au mai fost discuții, păi Doamne, vezi, am niște, mie-mi place aici, ai răcoare. Nu, Lazar a ieșit afară, da? Și asta s-a întâmplat și cu mine. Dumnezeu m-a chemat în modul general, prin cuvânt. Eu am stat în biserică la tatăl meu, toată viața mea și m-au zis predică după predică, după predică, după predică. Și am zis, o fi. Și într-o zi, Hristos a zis, Mihai, ieși afară. Și eu m-am trezit la viață, da? De ce? Pentru că puterea lui Dumnezeu este una de creator, aceeași putere, ne spune Scriptura, care a zis să fie lumină în universul acesta întunecos la început, a zis să fie lumină în inimile noastre și a fost, da? Și a fost. Cu acesta este important să înțelegem. Și în acel moment incipient, când Dumnezeu a făcut această lucrare a nașterii din nou și a aplicat jertfa Domnului Iisus Hristos în viața noastră prin regenerare, prin darul credinței, așa s-a întâmplat. Puterea fiecărei părți din trupul de păcat sau din trupul păcătos a fost distrusă. Apostolul Pavel descrie lucrul acesta în Roman 6, la versetul 6 la 7, în felul următor. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, împreună cu Hristos. Pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim robi, să nu mai fim sclavi ai păcatului. Căci cine a murit cu adevărat a fost eliberat de păcat. Deci faza incipientă este faza prin care moartea Domnului Iisus Hristos este aplicată în viața ta prin lucrarea nașterii din nou, prin lucrarea credinței în viața ta și aceasta te eliberează de sub sclavia păcatului. Dar lasă trupul păcatului, trupul păcătos, fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi față de păcat. Ceea ce urmează apoi este creșterea în sfințenie, creșterea în sfințenie. Da? Mărturisirea spune în felul următor. Iar diferitele lui pofte păcătoase sunt în mod progresiv slăbite și date morții, pe când elementele Harului Mântuitor cresc în mod progresiv la viață și sunt întărite în aceste persoane, da? Deci există un progres pe ambele fronturi. Pe partea mortificării firii noastre pământești, poftele noastre păcătoase, tendințele noastre păcătoase, firea noastră păcătoasă este zi după zi slăbită și dată morții. Și în același timp, aspectul duhovnicesc în viața noastră este în creștere. Sfințirea noastră practică este într-un progres continuu. Cel mai bun indiciu al vieții spirituale, da? Dacă te întrebi, există viață spirituală, este creșterea spirituală. Ăsta este cel mai bun indiciu, este creșterea spirituală. La fel cum, da, într-adevăr, strigătul unui copil în momentul nașterii este un indiciu al vieții, da? Strigătul unui copil. Dar dacă vrei să știi că copilul acela trăiește, vrei să vezi că crește. De aceea la spital, câteodată dacă mai ales sunt prematur, copiii din oră în oră îi cântăresc, îi verifică. De ce? Câte grame au pus? Dacă au pus 2 grame, e foarte bine să mai pună câteva și la o anumită greutate îi lasă acasă. De ce? Pentru că creșterea este dovada vieții. Da? Creșterea este dovada vieții. La fel și în viața spirituală, creșterea spirituală este dovada vieții. Da? Mărturisirea spune, astfel încât ei practică adevărata sfințenie în viața lor. Sfințenie fără de care nimeni nu-l va putea vedea pe Domnul. La ce se referă mărturisirea când spune adevărata sfințenie care este practicată în viața credinciosului? În primul rând, este o sfințenie duhovnicească. Ea este o sfințenie adevărată, din Duh și adevăr. Duhovnicească versus o sfințenie pur și simplu moralistă, între ghilimele sfințenie, legalistă sau umană. Sunt oameni care par mult mai sfinți
în exterior decât cei mai buni creștini. Sunt oameni care și-au vândut toată averea și au dat-o la săraci. Sunt oameni care sunt filantropi, sunt oameni care sunt extrem de moraliști. Dar nu este o sfințenie duhovnicească. Nu este o lucrare a Duhului Sfânt. Nu este o relație corectă între ei și Dumnezeu. Scriptura ne spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. De ce? Pentru că standardul lui Dumnezeu este perfecțiune. Faptul că eu îmi vând toată averea și o dau la săraci nu-L impresionează pe Dumnezeu. Faptul că aș putea să trăiesc toată viața de acum înainte prin propriile puteri și să nu păcătuiesc, deși n-ar fi posibil, nu L-ar impresiona pe Dumnezeu. Ce facem cu toate păcatele până acum? Da? Dumnezeu nu este foarte ușor impresionat de eforturile noastre. Eforturile noastre înseamnă zero pentru Dumnezeul de trei ori Sfânt. El cere perfecțiunea. El cere desăvârșirea. El cere ceea ce doar Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, a împlinit. Ca tare este nevoie ca această sfințenie să fie una duhovnicească. Duhovnicească în natura ei, în sursa ei. Duhovnicească în sensul că este lucrată de Duhul Sfânt în viața noastră, cu motivații duhovnicești, cu motivații care provin din credință. În al doilea rând, ea trebuie să fie extensivă. Toate aspectele din viața noastră trebuie să fie atinse de această sfințenie. Mărturisirea spune, această sfințire se extinde în întreaga persoană. 1 Tesaloniceni 5, cu 23, Apostolul Pavel spune în felul următor, însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate și să vă păstreze întreaga ființă, Duhul, Sufletul și trupul vostru, fără pată la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu sunt domenii din viața noastră, nu sunt aspecte din viața noastră, din persoana noastră care sunt în afara sferei sfințirii. Dacă stăm bine să recunoaștem, mulți dintre noi încă avem acele dulapuri cu cheile bine ascunse în care nu vrem să cotroboie Duhul Sfânt, în care nu vrem ca să intre Dumnezeu. Da? Doamne, ok, familia aia, dar am un, știi, la job, mă înțelege și tu, e greu. Da? Doamne, uite, am aia, dar în relațiile personale, știți, niște chestii. Da? Dacă stăm bine să ne gândim, din păcate, mulți dintre noi am putea să aflăm că această sfințire practică care o pretindem, care decurge din sfințenia atribuită noastră prin Hristos, nu este chiar foarte extensivă. Dar adevărata sfințire este extensivă, ea pătrunde în toate laturile ființei noastre, în mintea noastră, felul în care gândim. Foarte mulți oameni par foarte sfinți la suprafață, dacă puteai să auzi gândurile lor, ai fi oripilat. El îți răspunde foarte frumos, este foarte politicos. Ce e în gândul lui, numai el știe, da? Doamne, mulțumim că numai el știe, că n-am mai putea sta în aceeași cameră cu foarte mulți oameni. Dar hai să ne gândim la noi. Poate de multe ori am reușit să ne controlăm exterior, dar ne-am putut controla interior? Ce a fost în inima noastră? Ce izbucnea din inima noastră când băteam numai pasul ca să nu îi spunem, da? Strângeam de volan ca să nu-i zicem la polițiști ce credem noi despre jobul lui. Sfințirea lucrată de Hristos prin Duhul Sfânt este extensivă. Ea atinge sufletul nostru, mintea noastră, trupul nostru. Absolut tot este reordonat de Hristos. Sfințirea adevărată este progresivă. Credinciosul, în mod progresiv, trebuie să moară față de păcat. Trebuie să fii mai mort față de păcat, practic vorbind, nu doar declarativ, astăzi decât ai fost acum 10 ani. Da? Și trebuie să crești în sfințenie în mod progresiv. Trebuie să vezi o ascensiune în viața ta de credință. Ascensiunea nu va fi lineară, evident, vor fi văi, orcușuri, coborâșuri, dar când te uiți la viața ta, chiar dacă de multe ori nu pare și când cei din jur se uită la viața ta, pot să identifice un progres. Este interesant călătoria aceasta. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cei din afară se uită la tine și spun, wow, pe ce culme, pe ce munte a sfințeniei se află fratele cutare. Și el se uită la el și spune, sunt ticălos. Îs pierdut, n-am nicio șansă. Deci nu-mi vine să cred cât de păcătos sunt.
De ce? Pentru că cu cât te apropii de Dumnezeu, de multe ori, cu cât te vezi mai ticălos. Rețineți pe prorocul Isaia, care atunci când Dumnezeu se manifestă față de el, el nu zice, ah, sunt bine, Doamne, da, aveam dubii despre mine, dar acum văd, când stau în lumina ta, văd că sunt bine, stau mult mai bine decât ceilalți din jurul meu. Nu, nu, Isaia este îngrozit de starea lui. De ce? Pentru că comparativ cu Dumnezeul Sfânt, comparativ cu lumina divinității, noi suntem în întuneric, comparativ cu sfințenia lui Dumnezeu, da? Oricât de moral și de bun și câte fapte bune am face, noi suntem vrednici pe propriile noastre merite de a fi condamnați. Și deși sfințenia adevărată este duhovnicească, este extensivă, cuprinde toată viața noastră, toată ființa noastră, deși ea este progresivă, totuși ea este, într-un fel, cel puțin pe acest pământ, incompletă. Mărturisirea spune că noi rămânem, ea rămâne incompletă pe parcursul vieții pământești. Asta nu înseamnă că rămâne întotdeauna incompletă, există un aspect al glorificării în care vom fi pe deplin sfinți și în mod practic, dar aici, pe pământ, deși suntem într-o ascensiune constantă, deși suntem în mod progresiv transformați din slavă în slavă, totuși suntem doar parțial sfințiți, da? Practic vorbind. Total vom fi atunci când vom fi glorificați. Ceea ce înseamnă că există o luptă spirituală constantă, și așa și descrie Sfânta Scriptură, pentru sfințenie și pentru o sfințire constantă. Mărturisirea spune în felul următor. Unele rămășițe ale vechii stări corupte pot rămâne active. Și datorită acestui lucru se naște un război spiritual continuu și ireconciliabil. Firea pământească dorind să facă ceea ce este contrar Duhului, iar Duhul ceea ce este împotriva firii. Apostolul Pavel descrie acest război, de exemplu, în Roman capitolul 7, de la versetul 21. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească, carnea, slujesc legii păcatului. Există un război care se poartă în noi. Am fost declarați sfinți, am fost treziți la viață, am fost scoși de sub robia și datoria păcatului, am fost dați această arvună și pecetea Duhului Sfânt, dar am fost lăsați încă în aceste trupuri de carne. Și mădularele noastre încă au aceste rămășiță a firii noastre pământești, da? Și să luptă împotriva Duhului. Caracteristicile războiului spiritual, războiului duhovnicesc pentru sfințenie, sunt următoarele. Am putea ca să observăm câteva dintre ele din pasajul din Roman, capitolul 7. În primul rând, vedem că războiul acesta trebuie să fie între un intelect și o voință regenerată și o fire pământească. Apostolul Pavel spune, când vreau să fac binele. Foarte mulți oameni, de fapt, nu vor să facă binele. Când se cercetează în inima lor, ei nu vor să facă binele. Ar vrea să fie apreciați ca și buni, ar vrea să fie stimați ca și buni, dar dorința inimii lor nu este spre bine. Inima lor este în totalitate rea și păcătoasă. Apostolul Pavel spune, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Există o voință și un intelect regenerat, o minte regenerată, o metanoia, da? O naștere din nou a minții care trebuie să existe. Și este această nouă voință duhovnicească, în capacitate de Duhul Sfânt, această nouă inimă care vrea, care iubește legea lui Dumnezeu, care își dorește să împlinească legea lui Dumnezeu, care să luptă împotriva trupului,
care să luptă împotriva firii pământești. Apostolul Pavel spune, văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. În al doilea rând, este o luptă continuă. Este o luptă continuă și o luptă până la sânge. Mărturisirea spune că această luptă este continuă și nu poate fi reconciliată. Nu poate să existe pace între cele două, între omul născut din nou și între firea pământească. Altfel spus, dacă ești prea liniștit în lupta ta spirituală, dacă nu există bătălie, dacă soldații stau liniștiți pe front și fiecare și-a pus pușca la spate, mai mult decât probabil, concluzia n-ar trebui să fie că ai ajuns sfânt, ci că ai capitulat în bătălie. Sau probabil nici nu te afli pe frontul bătăliei duhovnicești. Cel mai periculos lucru este acceptarea firii pământești. Acceptarea stării tale, dorințelor tale. Asta este filosofia postmodernismului. Copiii noștri și deja și generațiile înaintea lor, probabil și mulți dintre generațiile anterioare, au fost bombardați cu această filosofie. Filosofia este trebuie să te accepți. Ceea ce ești nu trebuie schimbat, trebuie acceptat. Dacă ești prost, acceptă-te ca și prost. Dacă ești neputincios într-un domeniu, trebuie să te iubești așa cum ești. Nu să te zbați ca să devii mai bun, să studiezi, să exercezi. Nu, trebuie să te accepți. Asta este teologia postmodernistă, acceptarea. Cel mai periculos lucru este acceptarea firii pământești. Să te accepți așa cum ești, să spui, ăsta sunt eu. Dacă astea sunt inclinațiile care le am, dacă astea sunt tendințele păcătoase, dacă eu am o tendință păcătoasă în aspectul ăsta, dacă am o problemă cu banii, dacă am o problemă cu alte inclinații, dacă am... Ăstea sunt. Ce să fac acum? Să mă tot bat cu pumnul toată viața? Să mă tot autoflagelez? Ăstea sunt. Deci cel mai periculos lucru de a accepta firea pământească. Pentru că mesajul Evangheliei este că da, într-adevăr, unii dintre noi eram așa, eram curvari, eram hoți, eram tâlhari. Dar Dumnezeu ne-a scos din această stare. Nu mai suntem. Omul nou nu mai este așa, nu mai am identitatea aceea, am identitatea Domnului Iisus Hristos. Da, firea mea păcătoasă vrea lucrurile acelea. Dar eu nu sunt acel om. Eu sunt un nou om, o nouă natură, o nouă minte, un nou suflet, un duh regenerat. Ca atare nu pot capitula niciodată înaintea firii pământești și a spune asta e, accept, așa îs. Este o luptă continuă. Nu va fi vreodată pace între mine și firea pământească. Până când Hristos mă duce acasă și mă salvează pe deplin de trupul acesta păcătos. 3. O dependență totală. O dependență totală în această luptă de Domnul nostru Iisus Hristos. Uitați ce spune Apostolul Pavel când își pune întrebarea, cine mă va scăpa? Care este scăparea mea? Văd că am dorințe noi duhovnicesc. Văd că în mine bate o inimă nouă, dar în același timp păcatul stă lipit de mine. În același timp văd că trupul acesta are dorințele lui. Cine mă va izbăvi? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta este scăparea noastră, nădejdea noastră, este Domnul nostru Iisus Hristos. La final de seară, când pui capul pe perină, ce ți aduce alinare? Când îți pui întrebarea, ce mă va scăpa pe mine? Când îți faci o analiză a zilei tale, ce ți aduce alinare ție? Performanțele tale morale din acea zi? Mai am fost destul de bun astăzi. Am fost o zi de succes. N-am înjurat pe nimeni, n-am bătut pe nimeni, n-am furat pe nimeni. Dacă ar fi să mă ia Domnul la noapte, aș sta cu capul sus. Sau jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă mărturisesc că sunt seri, când mă pun să mă culc și mă pun pe marginea patului și singura rugăciune care o mai am putere să o rostesc este, Doamne, ai milă de sufletul meu. Nu mai am putere să mai spun mai mult. Doamne, ai milă.
Pentru că sunt așa de doborât, sunt așa de apăsat, sunt așa de atacat de firea aceasta pământească. Și poate n-am făcut nimic drastic, pur și simplu realizez că dacă ar fi după meritul meu, dacă ar fi după faptele mele, dacă ar fi după performanțele mele morale, n-aș putea sta înaintea lui Dumnezeu. Care este speranța ta? De ce depinzi tu pentru liniștea ta sufletească? De performanțele tale, morale, de faptele tale sau de jertfa Domnului Iisus Hristos? Bătălia aceasta spirituală trebuie să existe în viața ta. Dacă e prea multă pace și liniște, eu mi-aș pune întrebare despre starea ta spirituală. Dacă nu simți voința ta regenerată și mintea ta regenerată care să luptă cu firea pământească, ceva este problematic. Dacă nu este continuă, dacă ai senzația că e pace pe front și ai capitulat și dacă nu ești dependent în mod total de Domnul Iisus Hristos, nu te afli în această luptă spirituală și în afara acestei lupte spirituale nu există mântuire. Pentru că acolo unde Dumnezeu dă viață, acolo există această luptă. Există în același timp în această luptă totuși un ciclu de faliment și de progres. Este ceva ciclic care se întâmplă. Mărturisirea spune că în acest război elementele vechi stări corupte pot adesea să fie predominante pentru o vreme. Este o realitate a vieții creștine. Faptul că există momente când cădem, există momente când suntem puși la pământ. Dar nu este starea finală niciodată a credinciosului. Fiecare încercare, fiecare doborâre este parte din planul și procesul lui Dumnezeu ca să progresăm, ca să mergem mai departe și mai departe și mai sus și mai sus. Mărturisirea spune în felul următor. Totuși, prin tăria furnizată continuu de Duhul Sfânt, de sfințirea lui Hristos, partea regenerată iese biruitoare. Falimentul nu este total, niciodată falimentul nu este final. Falimentul în viața credinciosului este doar un aspect din procesul creșterii. Falimentăm și suntem ridicați prin puterea Duhului Sfânt. Cădem și suntem ajutați prin puterea Duhului Sfânt. Există un progres în sfințenie care toți îl trăim dacă suntem copiii lui Dumnezeu. Pavel îl descrie în 2 Corinteni 3 în felul următor. Domnul este Duhul, iar acolo unde este Duhul Domnului este libertate. Noi toți cu fețe neacoperite reflectăm slava Domnului ca într-o oglindă sau contemplăm, privim. Reflectăm este o traducere nefericită aici. Privim sau contemplăm sau admirăm slava Domnului ca într-o oglindă și suntem transformați în asemănarea sa din slavă în slavă. Aceasta vine de la Domnul care este Duhul. Asta este viața noastră de credință. Da, există căderi, da, există falimente, dar și falimentele sunt folosite de Dumnezeu ca să fim transformați din slavă în slavă. Pentru că transformarea nu vine prin puterea noastră. Transformarea vine prin a privi la Hristos, prin a vedea slava Lui. Nu este așa că atunci când toate merg bine și când te simți tu pe cai mari și când te simți tu mega creștin, parcă îl pierzi pe Hristos din vizor? Eu parcă mă descurc. Îs constant la biserică, am părtășie, lumea mă întreabă și pe mine întrebări, mă cred foarte spiritual, am postări pe Facebook, tot merge super. N-am nevoie eu de mare lucru. Eu sunt un creștin de exemplu. Și apoi vine un faliment moral. Și caz cu fața în noroi. Te ridică Domnul, te curăță de noroi. Și Doamne, ajută-mă că nu mai pot. Și privești la Hristos și ești transformat mai mult ca și El.
Secretul nu este să nu falimentezi, este imposibil să n-ai falimente. Secretul nu este să nu cazi, secretul este ca întotdeauna să privești la Hristos. De acolo, din crucea Lui, din jertfa Lui, curge harul sfințirii. În acest fel, credincioșii cresc în har, da, căzând, dar privind la Hristos. Da, cu falimente, dar întotdeauna mergând spre Hristos. Îndreptându-se către starea de maturitate, spune mărturisirea, în sfințenie, în frică de Dumnezeu, crescând în sfințenie, așteptând viața cerească în ascultare de Evanghelie și de toate poruncile pe care Hristos, în calitate de cap și împărat, le-a lăsat spre împlinirea în cuvântul Său. Apostolul Pavel spune, și cu asta vreau să închei, în Efeseni 4, în felul următor. Până când vom ajunge toți la unitate în credință și în cunoașterea Fiului Lui Dumnezeu, la omul matur și la măsura maturității, plinătății Lui Hristos, ca să nu mai fim copii duși de valuri și purtați de orice vânt de învățătură, dată prin viclenia oamenilor care se înșele prin șireticurile lor, ci spunând adevărul în dragoste, ca să creștem în toate privințele în El, care este capul Hristos. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi, dacă am fost declarați sfinți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, să fim în mod constant și progresiv făcuți sfinți prin aplicarea din ce în ce mai mult a Harului Său sfințitor în viața noastră. Și Dumnezeu să ne ajute ca să fim elemente, să fim instrumente ale acestui Har unii pentru alții, încât să devenim din ce în ce mai mult, ca și capul nostru, ca Domnul Iisus Hristos. Amin.